Dreptate și frăție. 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 Te așteptam. Ți-am pregătit textul cuvântării despre care ți-am vorbit și pe care o voi ține aici în noaptea de anul nou. Încredințează-mi-l, frate Balcescu. Să mergem. Răspândiți în Moldova ideile revoluției. Faceți în așa fel încât să pătrundă în toate păturile societății. Nu uitați pe Târgoveți, pentru că, ți repet, nimeni nu trebuie uitat. Nici țăranii și chiar unii boieri. Strângeți în jurul vostru pe toți cei entuziaști și curajoși. Nemulțumirile individuale trebuie adunate într-un singur șuvoi. Așa cum facem. Așa să faceți. Dar fii cu băgare de seamă, frate Vernescule. Textul acesta te-ar putea costa viața. Grija cea mare trebuie să o ai la trecerea graniței. Să sperăm că o să aveți noroc. Am să mi-l imprim aici. În curând vei fi în țară. Supritoare, ipocrite, corupte, trăind prin regalii. Prefăcând înșelătoria, vicleșugul, încălcarea jurământului în arta de a guverna. Prefăcând înșelătoria, vicleșugul, încălcarea jurământului în arta de a guverna. Disprețuind morala și omenia. Exploatând țara în folosul lor, lăsând-o exploatat în folosul străinilor. Tirani față de patria lor, robi față de dușmanii ei. Ești sigur că știi? Uite ce am găsit. Moartea unor tirani. Și la graniță? Haida, ie! Hai, hai, Olgu! Haida! Haida! Hai, hai! Hai, hai, haida! Hai, hai! Hai, da, Murgu, hai, da! Hai, da! Yeah! Ioa bună, Ioa bună! Hai, da! Hai, da! Nicu Vernescu, spui? Spune, spune, spune mai departe! Au hotărât să-i strângă pe toți în jurul lui, să se unească cu toți într-un singur șuvoi. Singur șuvoi? Aha! Din toate ramurile neamului românesc și din toate păturile societății. Să facă tulburare în țară, asta vor numi bunjuriști. Se adune pe toți? Și boierii? Și boierii, și târgoveții, și țăranii. Și țăranii? Tulburător ai liniștii obștești. A? Ofis domnesc, către capitanii polcurilor de la graniță, se comânduiește! Ofis domnesc, din porunca preanălțatului domn stăpânitor al Moldovei, Mihail Sturza, e pedepsit cu surghiunul la moșii domnia sa, clucerul Iordache, vultur care, prin vorbe cârtitoare, rostite în diferite împrejurări, s-a făcut vinovat de tulburarea liniștii obștești. Această slabă pedeapsă
semn al grijii părintești pentru menținerea ordinii în țară. Auzi, auzi, dumneata, această slabă pedeapsă. Așa, așa, așa. Trebuie privită ca o dovadă a mărinimii domnitorului față de vârsta și părul alb al vinovatului. Acesta este al treilea ofis de pedeapsă săptămâna asta. Auzi, auzi, grijă părintească. De ce poartă vodă sturza sâmbete rătat? Pentru că știm cu toții că el este un vultur, pe când vodă nu-i decât un sturz. Râdem noi, Hermiona, râdem, dacă mă gândesc că mâini poi mâini se împlinesc 20 de ani de când scot Albina, prima gazetă în limba română. Că tot acest timp a trebuit să strâng din dinți și să tac. Zete de Paris. În fac. Le Moniteur Universel. În fac. Le Constituțional. 5 decembrie 1846. În fac. Journal de Mode, Paris. În fac. Chiar și asta? Ia auzi, domn capitan. Ia să vedem dacă n-are idei. Hai, domn capitan, cum să n-aibă? Ia uitați-vă ce are pe copertă. Ia uitați. În fac! Și voi? Pacea martere! Iar dați-vă. Fiul Cucerului? Da, eu sunt. Locul dumitare n-aș fi chiar așa de țanțoș. Crucior a avut niște neplăceri la Ieș. Cum? Cum ai auzit? A fost surgunit. Uite, scrie și în Albina. Asta este... Poftim? Asta e... Nu, nu, nu. Domnul e francez, e un prieten al meu. L-am invitat să petreacă sărbătorile la noi, să ne cunoască țara. Nicolas Vernet. Ce ocupație are domnul? Este student ca și mine. Aici stai din aia cu bonjour? Da, da, da. Știm noi ce carte faceți noastră acolo la Paris. Turburători, liniște, obștești, eh? Da, 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 eh? Cinci. Dezbracă-te! 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 Percheziție corporală! Nu înțeleg. Astea sunt ordine! Vulturii... Scap de oteați! Pe dumneavoastră discutim, că e străin. Ia mâna de pe mine, cum ai gândești? Potolește și dezichivarea! Cercetează-l! Poftim? Cercetează-l! Este inadmisibil, domnilor, este inadmisibil. Am să protestez. Poți să protestezi, bata, mult și bine. Este ordinul mării sale.
Eu am cam obosit, Hermiona. Te las pe tine. Corectează-te viața artistică. Da. În zilele noastre, locul eroilor de pe câmpul de luptă a fost luat de artiști. Cel mai mare pianist al lumii a părăsit Parisul pornind într-un glorios turneu prin Europa. Se spune că asta e țara zăpezilor. Ce minciună. Ce nu e minciună în viața asta? Nu, mi se pare că însăși viața noastră e o minciună. Lasă-o mai de mult, vizitiu! Și scoate-te domn din apă!